Bună ziua! Putem începe? Ne auzim bine? Bună ziua, stimați chișinăuieni! Ne aflăm la stația de transbordare a deșeurilor. Suntem aici în preajma ABS-ului, o companie care reciclează o parte din deșeuri. Intenționat am vrut această conferință să aibă loc aici, pentru ca să vedeți o parte din deșeuri care se văd pe fundal, o parte din deșeuri care le producem zilnic noi, municipiul Chișinău, și care zilnic sunt transportate la poligonul din Țânțăreni. Un calcul elementar ne arată că noi peste 180.000 de tone anual de deșeuri transportăm la poligon. Însă am putea circa 160.000 de tone anual să nu le transportăm, ci să le separăm și să le reciclăm. Sau să le valorificăm altfel, încât ele să nu fie pur și simplu depozitate, dar să le luăm pe rând. În primul rând, trebuie să conștientizăm că noi zilnic, municipiul Chișinău, producem circa 500 de tone de deșeuri menajere solide, dintre care un agent economic reciclează, conform unui proiect pilot, doar 7-8%. În rest, sunt depozitate la poligonul de la Țânțăreni. Acest lucru, simpla depozitare, provoacă mai multe tipuri de probleme. Prima și cea mai importantă problemă este problema ecologică. Toții ne amintim, în primul rând, de problemele ce țin de incendiile de la poligon. Fracția organică, care constituie circa 60% din, și masele plastice, care constituie 30% din deșeuri, depozitate la poligon pe terenuri ridicate, se autoinflamează foarte ușor, provocând incendii. Ultimul incendiu s-a produs în perioada 27-31 iulie. Acest lucru s-a produs și din cauza nerespectării tehnologiei de depozitare a deșeurilor. Conform normelor, deșeurile aduse la poligon trebuiau să fie acoperite cu un strat de sol, lucru care nu s-a făcut. Acest incendiu nu este primul și cu siguranță nici nu va fi ultimul dacă nu vom sorta deșeurile. Poluarea solurilor și apelor freatice. Deșeurile nesortate sunt o sursă majoră de poluare, deoarece împreună cu toate deșeurile toxice, ele sunt depozitate, iar acestea ulterior intră în sol sau în apele freatice, poluându-le. Un alt tip de probleme care sunt problemele sociale, care sunt de fapt cauzate de aceste probleme ecologice, și de mai bine de 10 ani, locuitorii din comuna Țânțăreni protestează și blochează drumul de acces spre poligonul de la Țânțăreni, oprind mașinile cu deșeuri care vin din municipiu, pentru că sunt îngrijorați de poluare și riscurile asupra sănătății lor și învinuind Chișinăul de ratele sporite de îmbolnăvire cu cancer în rândurile locuitorilor din comună. Din această cauză, din 2011, Primăria Municipiului Chișinău a improvizat o gunoiște temporară la cariera de la Purcel, de lângă comuna Bubuieci, care a fost folosită până în 2018 și reprezintă un alt focar de poluare și trebuie să fie conservată pentru a diminua riscurile provocate mediului înconjurător. Astfel, este important de menționat că o altă soluție de depozitare a deșeurilor nu există pentru Chișinău. Astfel, poligonul de la Țânțăreni trebuie să fie exploatat corect și cu o diminuare semnificativă a volumelor de deșeuri transportate din oraș spre poligon pe viitor, ceea ce poate să producă doar dacă sortăm și reciclăm deșeurile. Primăria suportă cheltuieli de zeci de milioane de lei pe transport de deșeuri, întreținere, depozit, plăți la localnici, etc. Altfel spus, problemele economice pentru a transporta deșeurile la poligonul de la Țânțăreni, Chișinăul achită zeci de milioane de lei anual. Fie că sunt plătiți 10 milioane de lei, fie că sunt indirecte plăți, ceea ce este investit în infrastructură, etc. Și asta se întâmplă din cauza că primăria și CMC-ul nu au dorința de a implementa legea deșeurilor din 2017, care spune că de acum încolo toată țara va sorta deșeurile. Și depozitarea deșeurilor la sor este ultima soluție la care trebuie de recurs și care este permisă doar dacă sortarea deșeurilor și reciclarea acestora. Ce au făcut autoritățile pentru a soluționa problema? Aproape nimic. Din 2017 a fost lansat un proiect pilot de sortare a deșeurilor, dar la moment, din câte se vede, ele reciclează doar 7-8%. Cu toate că o parte din materialele care urmează să fie sortate și reciclate, le vedem foarte bine și pe fundal, că ele persistă și în aceste depozite care urmează să fie transportate către Țânțăreni.
Însă, din păcate, până în 2020, nici primărie, nici CMC-ul nu a luat decizia de a lansa un proces de sortare a deșeurilor cu acoperirea tuturor costurilor aferente. Predecesorii noștri s-au preocupat mai mult de achitarea de-a lungul anilor a sute de milioane de lei în vânt, în loc să-și asume proces indispensabil gestionării deșeurilor. Care este soluția pentru aceasta, soluția PAS pentru gestionarea și pentru sortarea deșeurilor în continuare, va vorbi colega mea Ina Coșeru, care este de asemenea consilier PAS ca și mine, Vasile Grădinaru, care sunt președintele fracțiunii PAS. Mulțumesc, bună ziua! Mai tare! Legea deșeurilor care a intrat în vigoare în 2017 ne spune că toată țara trebuie să sorteze deșeurile înainte de a le depozita la poligoane sau la gunoiești. În țară avem peste 3.000 de gunoiești, inclusiv țânțăreniu, care ne creează foarte mari probleme. De aceea, noi, din fracțiunea PAS, am venit cu câteva soluții pentru a începe implementarea legii deșeurilor. Prima soluție pe care noi am promovat-o și care a fost adoptată de Consiliul Municipal Chișinău, a fost adoptată în decembrie 2019, care a ținut de alocare a 10 milioane de lei pentru închiderea tuburilor de colectare a deșeurilor în blocuri de locuit în Chișinău. După care a urmat următoarea decizie pe care noi am promovat-o și care a fost adoptată în Consiliul Municipal Chișinău și care a ținut nemijlocit de închiderea acestor tuburi de colectare a deșeurilor menajere solide, pe care le avem 1700 la număr în municipiul Chișinău și care nu ne permit colectarea sortată a deșeurilor. Deci nu putem să colectăm pe fracții, dar le aruncăm pe toate într-un singur tub. De aceea și am promovat aceste decizii pentru a ne mișca în anul curent cu organizarea colectării sortate la sursă a deșeurilor menajere solide. La sursă însemnând că fiecare locuitor al municipiului Chișinău poate contribui la sortarea deșeurilor înainte de a ajunge aceste deșeuri la o linie de sortare specializată. Ultima decizie pe care am adoptat-o noi și care a fost adoptată la ultima ședință a Consiliului Municipal Chișinău din anul curent, pe 13 august, a ținut de, propriu zis, implementarea soluției tehnice de colectare sortată și disortarea deșeurilor menajere solide în municipiul Chișinău. Această decizie ține de promovarea implementării parteneriatului public-privat în municipiul Chișinău pentru a asigura serviciul de sortare a deșeurilor și din cauza că acest serviciu nu poate să fie început de mâine, totodată în decizie ne-am asigurat că o treaptă temporară va fi asigurată de un agent economic care va fi selectat printr-o licitație și va câștiga un contract de achiziții publice și ne va asigura cu acest serviciu de sortare a deșeurilor menajere solide până va fi implementat parteneriatul public-privat în municipiul Chișinău de sortare a deșeurilor. Ce înseamnă această decizie? Această decizie înseamnă că, în primul rând, vom contribui la colectarea deșeurilor reciclabile. Deci, în volumul total de deșeuri pe care îl generăm zilnic în municipiul Chișinău, de circa 500 de tone pe zi, 15% din aceste deșeuri sunt deșeuri reciclabile, pe care noi trebuie să le extragem și să le supunem reciclării. Aceste deșeuri trebuie să fie reciclate de agenții economici care există în Chișinău astăzi și care pot presta acest serviciu. O altă fracție de deșeuri se numesc deșeuri care pot fi transformați în baloți energetici și care constituie la fel 15% din volumul total de deșeuri în municipiul Chișinău. Și acești baloți energetici trebuie să fie coincinerați pentru a produce energie în instalații specializate. Și legea deșeurilor ne permite acest lucru. Deci noi vorbim de cel puțin 30% de deșeuri
pe care prin această decizie nu le vom mai transporta la poligonul din Țânțăreni. Ori managementul deșeurilor, menajere solide în municipiul Chișinău, înseamnă volumul total de deșeuri pe care noi îl generăm zilnic. Deci toată cantitatea de peste 500 de tone generate zilnic trebuie să fie valorificată. Și astfel, dacă vorbim despre 30% de deșeuri pe care le vom opri în oraș și care nu vor fi transportate spre poligonul de la Țânțăreni, reducând costurile de transportare a acestui volum de deșeu, deci aici vom avea economii, vorbim totodată și despre deșeuri organice. Deșeuri organice care constituie peste 60% din volumul total de deșeuri. Deci cele mai multe deșeuri sunt deșeuri organice și pentru acest lucru vom avea o altă decizie care va ține de construcția fermentatoarelor. Și spun aceste lucruri pentru ca oamenii să înțeleagă integral ce înseamnă un management al deșeurilor. Deci toate fracțiile de deșeuri reciclabile, ori baloții energetici supuși coincinerării, ori deșeurile organice care trebuie să fie fermentate, produs compost și aplicat pe terenuri agricole, reprezintă peste 90% din deșeuri pe care noi le generăm astăzi și la poligonul din Țânțăreni urmează să transportăm doar 10% din deșeuri pe care noi le generăm. Ceea ce înseamnă că decizia pe care am adoptat-o în Consiliul Municipal Chișinău presupune că peste 160.000 de tone de deșeuri pe care noi le generăm nu vor mai fi transportate la poligonul de la Țânțăreni. Deci urmează să venim la următoarele ședințe în Consiliul Municipal Chișinău cu proiectul de decizie pe asigurarea mijloacelor financiare, ori soluția financiară pentru a asigura serviciul de sortare a deșeurilor, și grupul de lucru care a fost constituit de Consiliul Municipal Chișinău deja are câteva soluții în acest sens, pe care le vom dezbate public, cu implicarea populației, cu implicarea societății civile și vom veni cu cele mai bune soluții în acest sens. Și acum vă rog întrebări dacă sunt. În concluzie, ceea ce s-a întâmplat 13 octombrie, votându-se decizia august. Cu privire la 13 august în Consiliul Municipal, votându-se proiectul cu privire la sortarea deșeurilor, va pune bazele sortării și ulterior a reciclării, incinerării sau fermentării a unei mase, a unei părți foarte mari din totalul de deșeuri, ceea ce ne va permite ca cu 90% să scădem masa totală a deșeurilor transportate către poligonul de la Țânțăreni. Deci, în loc de 180.000 de tone anual care se transportă astăzi, ar putea să transporte doar circa 18.000 de tone anual. Asta va fi efectul în cazul în care va fi implementată această decizie. Și insistăm ca primăria și Consiliul Municipal să facă toți pașii necesari pentru a implementa această decizie. Noi vă mulțumim și vă urăm o zi frumoasă. La revedere! Mulțumim!